Clopotul bisericii din cartierul Alunișii a chemat pe mulți la rugăciune. Mai cu seamă, în postul mare, oamenii simt că au o datorie sufletească de îndeplinit. Mă cam acum să ne curățim așa sufletul, să fim cu sufletul mai ușor, mai bun, cu ai noștri, cu ai de lângă noi, să fim darnici și buni. Mulțim rugăciunea, încercăm să mai ținem și post măcar miercurea și vinerea, în celelalte zile, spre rușinea noastră, da, nu ținem. Da, încercăm măcar miercurea și vinerea să... Și încercăm măcar să postim la cuvintele și la lucrurile rele, deci măcar alea să nu le facem. Duminica a treia din post, numită și Duminica Sfintei Cruci, marchează jumătatea postului mare și atrage atenția fiecărui creștin să-și poarte crucea cu demnitate. Cuvinte precum "ce-i folosește omului lumea întreagă dacă își pierde sufletul" au fost citite din Evanghelie și explicate apoi de Părintele Episcop Nicodim. A pierde sufletul înseamnă a muri. Cei care duc viața în păcate și fără de legi ajung la o moarte a sufletului. De aceea se spune suflet mort în trup viu. Din cuvintele preoților și duhovnicilor, oamenii înțeleg că postirea nu se rezumă doar la abținerea de la mâncăruri alese. În primul rând, trebuie să fim conștienți că postul, în această perioadă în care ne aflăm, trebuie să fie conjugat cu rugăciunea, cu faptele bune, cu milostenia, cu răbdarea, cu bunătatea, cu tot ceea ce este de folos pentru celălalt. Până duminică inclusiv, încă mai este deschisă colecta pentru Fondul Central Misionar în toate bisericile și mănăstirile din România. Acești bani oferiți din mărinimia credincioșilor vor fi folosiți pentru cei săraci și pentru lucrarea misionară și social-filantropică a bisericii.